Bună ziua! Astăzi o să vorbim puțin despre ardeiul gras și ce tratamente trebuie aplicate la ardeiul gras. În primul rând, cel mai important, trebuie să fim atenți la tripsul californian, îl găsim aici de sub sub forma unor bobițe albe mici și o pânză cam de ca la păianjen. Deci, niște bobițe pe o pânză de păianjă. Dacă vedem lucrurile acestea, trebuie neapărat să aplicăm tratament pentru tripsul californian, și anume laser 240. Eu cu asta, cu asta stropesc. Următor dăunător, musculița albă. Haideți să vă arăt eu. Dacă avem aici ceva musculiță albă moartă, nu știu dacă se vede, albă. Deci putem să stropim cu Actara, că își va face efectul. Afidele, tot așa, cu Actara. Deci, ardeiul trebuie să fie curat, să nu aveți niciun fel de dăunător pe plant, pe frunze. Dacă aveți trips, vor cădea florile. Și nu va mai crește fructul cum trebuie. Deci trebuie planta să fie curată, să nu aibă niciun dăunător pe pentru o producție bună. Aceasta ar fi cam cea mai importantă la ardei. Mai avem aici un hibrid Barbie F1, suntem foarte mulțumiți de el. Chiar vi recomand. Mi l-a recomandat și mie cineva. Deci, pe 4 ramificații. Iată ce producție are. Deci, un lucru important, dacă vreți să cultivați ardei gras, vă trebuie un loc foarte bine fertilizat, cu gunoi de graști, cel mai important. Mai trebuie să mai aplicați din când în când pe frunze foliar Cromp Max. Iar vi-l recomand, foarte bun. Și veți avea o recoltă foarte bună dacă veți respecta aceste reguli. Deci, stropit la timp, în 3 zile, nu lăsați să se instaleze tripsul, afidele,
gândacul roșu și musculița albă și veți avea un randament foarte bun. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să vă abonați și să distribuiți.